repriză acestei partide din etapa 29 din Liga 1 Bergambir. Singurul gol al meciului, chiar și cu umorul, va contribui Eric la această fază de atac a echipei sale, finalizată de iordanianul Taher Bawabi. Era minutul 17 și apărarea oțelului a cedat. Iată-l pe Bawab reprimind mingea din Eric, trecând printre fundașii centrale ai oțelului și învingându-l pe Branko Grahovac. Un super gol, de altfel. O execuție personală de excepție a fostului atacant al Gloriei Bistrița. Oțelul a trebuit să, sau ar trebui să schimbe ceva la pauză. 1-0 pentru Gazmetan, de fix o repriză în minutul 17. A deschis golul Taher Bawab. Transformă cu multă siguranță Liviu Antal, chiar dacă Pleșca era pe traiectoria acestei mingi. Rămâne Poli Timișoara cu 56 de puncte. Oțelul urcă și o poziție, îmi cer scuze, are 55 în acest moment, este pe 2, iar Vasluiul cu 54 este pe locul al treilea. Tot la acest scor, Gazmetan Medias pierde 2 din cele 3 puncte pe care le avea până acum pe tabelă. Cristi Pustai se uită la ceas, dar ar mai fi de jucat un sfert de oră din această partidă, plus eventualele prelungiri. Foarte bună pasa lui Dan Roman, Eric singur în partea stângă. A venit în fața sa Sergiu Costin, însă printre picioarele capitanului oțelului a tras brazilianul. Și acest lucru cred că l-a dezorientat și pe portarul Branko Grahovac. În acest moment Eric încep să creadă din nou spectatorii gălățeni. Revedem centrarea din foarfecă a lui Johnny Beck și lovitura de cap la colțul scurt al lui Marius Pena. Pleșca fără nicio șansă. 2-2 așadar, și ce final de meci ne așteaptă cu oțelul care va căuta cu siguranță victoria din toate puterile. Toate schimbările s-au făcut, nu se mai poate modifica nimic în teren. Deocamdată Buzean și cu Liviu Antal au la această fază. Până una alta însă Vilianti se pare că este cel care va bate penaltiul care poate aduce oțelului încă 2 puncte și din nou prima poziție în clasament. Gesturi de lehamite ale antrenorului mediașean. Gabriel Alejandro Vilianti față în față cu Pleșca. 2 puncte stau în această lovitură de la 11 metri pentru oțelul. Și ați auzit reacția spectatorilor gălățeni. În acest final de meci, oțelul ratează șansa de a trece pe primul loc. Este corner până la urmă, meciul nu s-a încheiat, ar mai fi 20 de secunde. Se grăbesc cei de la oțelul să bată cornerul. Între timp însă Augustus Constantin vine la marginea terenului, pentru că întreaga bancă de rezerve a mediașului era aproape în teren, în frunte cu antrenorul Cristi Pustai. Îi explică Andrei Chivulete ce s-a întâmplat centralului, acesta vine și